Avem o ediție care se va concentra, bineînțeles, pe meciul de mâine, marele meci de la ora 22 dintre România și Belgia, dar avem foarte multe de discutat și pe partida care s-a terminat doar acum câteva minute. Din păcate, Ucraina a reușit să învingă Slovacia cu scorul de 2-1. A fost un început foarte bun al slovacilor, o primă repriză pe alocuri excelente a slovacilor, o a doua repriză în care Naționala Slovaciei și-a arătat limitele și din punct de vedere al experienței și poate, de ce nu, și din punct de vedere al valorii. Ucraina reușește să câștige cu 2-1. Golul victoriei Iamreciuc, atacantul lui Valencia. 3 puncte foarte importante pentru ucrainieni și o să facem aici analiză în studio. Vești deloc bune pentru noi cu această victorie a Ucrainei, care complică îngrozitor calculele în grupa noastră. Trupă tare aici la Fanatic la Euro. Bănel Nicoliță, salut Bănelinio, bine ai venit. Bună ziua, bine m-am găsit. Vivi Răchită, salut Vivi, bine ai venit. Salut Horia. Și prietenul nostru, reputatul jurnalist sportiv Alin Buzărin, bine salut Aline. Doamne și la fel, ajută. Bine te-am regăsit. Mă rog, nu prea ne-a ajutat, că era bine măcar un egal să se termine, dar în fine, dezamăgitor Vivi ăștia, ăștia slovaci ăștia. Mentalitatea de echipă mică. Ai 1-0, iai în mână pe Ucraina. Iai în mână, pentru că pe un joc slab, iar Ucraina n-a jucat nimic. Ucraina nimic. Și pe două greșeli de poziționare și de interpretare a fazelor lui Skriniar, fundaș care a jucat atâția ani în Italia și acum joacă la Paris Saint-Germain, se greșeală de portar incredibil la golul 2. Stai, Dubravka, portar la Newcastle. Cea mai bogată și nu întotdeauna titular. Da, în fine. Da, e la și uite că de la 1-0 și unde eram 100% pe locul 3 și aproape calificați în optim, noi români. Păi nu, la 1-0 era terminat. 99,99% eram calificați eram și de pe locul 3. Și acum au câștigat slovacii, vom avea meci extraordinar de greu mâine. Știi de ce au bătut ucrainienii, nu? S-au îmbrăcat în galben. Da. Crede-mă, culoarea noastră. Singurul lor, dacă vrei, atu astăzi, pentru că fotbal la fel, iar n-au jucat nimica, așa au fost că au fost îmbrăcați în galben. Că zero fotbal. Nimeni zero. Și slovacii în albastru, fece Ucraina, totul avem. De altă nuanță, da. Altă nuanță, nu? E mai spre CSEA Steaua. Are o mentalitate de echipă de Liga 2. E spre CSEA Steaua care să nu poți să ții rezultatul. Bă, ucrainienii au mai au o singură ocazie în afară de gol. Da, în afară de goluri, da, au în a doua repriză mai înțeles că aia nu e ce, bara aia lui Mudric, aia mingea ieșea afară. Portarul aia nu e, o semi ocazie, nici măcar aia nu e ocazie. Bă, dar să nu poți să ții rezultatul, bă, Aline. Și la 1-0 pentru tine, minutul 56 sau cât vine egalarea, pleacă ăștia pe contraatac 3 contra 2. După aia mai vine ei să facem un 3 contra 5 acolo, dar tu trebuie să ai 9 inși în spatele mingii. Când în momentul în care tu conduci o echipă mai valoroasă decât tine, stai cu minte acolo în apărare. Okay, păi stai, eu nu înțelegeam. La 1-0 pentru slovaci sau la 1-1, mai înțeles, ucrainienii prindeau pe contraatac. Și la 1-1 tot contraatac. Slovacii fiind calificați și cu egal. Calificați, da. Slovacia doar repriză, nu a avut un șut pe poartă. Da. Cum să dea gol? Nu știu cum să dea gol, dar ne-au încurcat rău de tot. Acum, ideea e în felul următor. De ce se complică lucrurile, dacă să vorbim și la concret? Sunt mai multe scenarii, da? Deci noi, dacă pierdem cu Belgia, Doamne ferește, da, știi cum e, puteai să zicem să punem rău în față, deși Național a arătat solid. Dar dacă pierdem cu Belgia, da, atenție, noi suntem în pericol. Eu vă spun acum care sunt calcule teoretice, da? Că practica vedem ce s-a întâmplat. Că și în practică slovacii au condus cu 1-0 și până la urmă au pierdut. Dar fiți atenți aici, care e beleaua? Noi dacă pierdem cu Belgia, dacă poți să pierzi cu Belgia, acum serios, na, o echipă, n-are sens să mai discutăm, o super echipă, da? Ok. Dacă pierdem cu Belgia, marea problemă este că dacă cumva ne bate Slovacia, iar Ucraina cu Belgia fac egal, că se poate, știi, să facă egal, ești iar ultimii. Doamne ferește, nu, termin pe 4. Ești și ultimii, da. Aici, deci nu mai contează că ai început cu 3-0, da? Așa. Și problema este că știi cum e și cu fotbalul ăsta.
Dacă să zicem mai un, deci noi nu trebuie să pierdem cu Belgia. Noi dacă nu pierdem cu Belgia, suntem calificați, e subiect bun. De chestie. Pune în clasamentul înapoi. Scuză-mă, în cel mai rău caz, dacă nu pierdem cu Belgia, deci noi nu trebuie să pierdem cu Belgia. Dacă pierdem cu Belgia, suntem în mare pericol. Cu un ghinion teribil, că se poate, că e fotbal, știi cum e, joci egal cu ei, cu slovacii, Doamne ferește, un corner în minutul 90 și ei gol. Că... deci poți să iei și locul 4, dacă vă vine să credeți. Poți, din poți cauza să iei pe primul rezultat. Și pe 4. Ia puneți clasamentul, că zicea ceva... Eu vreau să fac următorul raționament, dar am nevoie de clasamentul ăla cu golaveraj. Ăsta, bun. Da. Bun. Noi acum avem golaveraj 3-0. Putem să pierdem cu Belgia, că e Lukaku, că e De Bruyne, că sunt băieții aia pe acolo. Putem să pierdem. Da. Dar dacă noi pierdem la 1 sau la 2 diferență, abordăm meciul cu Slovacia de miercuri cu varianta egalului. Atenție, că noi vom avea golaveraj plus 1 sau plus 2, să ne bată 3-0. Da. Și dacă ne bate 3-0, avem 3-3 și 2-2. Da. Deci... să nu pierdem cu 4 goluri, Doamne ferește, eu zic să nu pierdem deloc, dar dacă... Și atenție, e important, atenție, apropo, tot ce spui tu, nu-ți interes, cu Belgia, dacă, Doamne ferește, pierzi, e foarte important și cum pierzi. Bun, eu acum mă raportez la duelul, dragii mei, hai puțină matematică, mă raportez la duelul nostru cu Slovacia. Uh-huh. Noi pierdem cu Belgia, Doamne ferește, dar e posibil, e posibil, Belgia, da. Și după aia noi dacă facem un egal cu această Slovacie pe care am văzut-o și am lăudat-o în prima repriză și am căinat-o în repriza a doua, noi terminăm peste Slovacia. Adică suntem pe locul 3. Iar de pe locul 3 cu 4 puncte și golaveraj plus 2 sau plus 1 sau chiar 0, nu ai cum să... Nu, stai că mai e ceva. Tu ai șanse foarte mari dacă faci egal cu Slovacia. Să termin pe 2. După 2. Tu ai șanse să mari să termin pe 2. Bun, dar să zicem după 3. Că nu se potrivesc astrele, nu știu. Bun. Deci noi bă, trebuie... Bă, da, mă vine să credeți, bă, că după 3 meciuri... Toată lumea poate să aibă 3 puncte. Dar după... Bă, ce mă bunește râsul, nu? După 3 meciuri, Belgia e lanterna roșie. Păi da, n-am jucat decât odată. De acord, dar... Noi și ei am jucat odată. Mă auzi, bă, e haios. Da, adică, da. Cât e, mă, Belgia? Lasă câte bun au meci în minus. Mă auzi, cu cine-și mai ai în grupă? Rumenia, Ucraina, Slovacia. Și Belgia pe ce loc e? 0 puncte, ultimul loc. Dracii roșii în Kazan. Da. Cracii roșii. Dracii roșii. Deci aici, cum să spun, a intervenit virgula asta mare. Ar fi senzațional să facem un egal cu Belgia. Bineînțeles, dacă îi și batem, arătăm mai echipă mare. Cum am dacă arătat cu Ucraina, arăți încă o dată echipă mare, i-am pupat pe toți pe portofel. Dar dacă ai făcut egal cu Belgia, suntem calificați. Deci egal cu Belgia, suntem calificați. Însă asta e problema. Problema este că dacă pui și rău înainte, această victorie nemeritată, total nemeritată a Ucrainei, poate paradoxal să te arunce la finalul grupei și pe ultimul loc în grupă, deși ai început grupa cu 3-0. Că dacă ei fac egal ucrainienii cu belgenii și tu pierzi de minutul 90 și sunt, eu sper că nu se întâmple, dar nu am avea noi și familia Ordănescu e norocoasă. Așa? Bă, îți dai seama să încep cu 3-0 și să termin pe ultimul loc în grupă? Adică ar fi chiar cel mai horror scenariu. Dar hai să fim optimiști. Corect? Vivi. Hai, pe normal, dacă nici acum nu stăm. Noi discursurile... Când am mai cu 3-0? Da, niciodată, nici la mondiale, nici... Un campionat... Este singura noastră victorie la 3 goluri diferență. S-a spus că ne uitam, cu mentalitate de echipă mică. Ucrainenii n-au jucat nimic prima repriză. Înainte de a marca gol, Slovacia a mai avut încă 2-3 situații foarte bune de a marca. Au marcat 1-0, controlează cu Ucraina. Toate aturi. Ucraina nu putea să vină la pauză. Cu pressing pe ei. Nu? Dar vezi ce se întâmplă? Ce echipă ce problemă mai e? Problema mai e că dacă la un moment dat te conduce Slovacia, da? Băi, lanți belgenii și ucrainienii poate să facă un plăteanu frumos, să meargă la braț, un egal, știi tu, tacit, nu că nu se face. Dar stai că poate putem și noi în anumite condiții. Noi de ce să nu putem? De ce? Adică, să zicem că pierdem cu Belgia, nu îmi doresc, dar e posibil. Eu zic că facem egal. Noi cu un egal... Deci noi cu egal cu Slovacia, da? Să zicem că... Nu, bă, și un egal de la frumos, 2-2. Dar atenție, noi cu egal cu Slovacia suntem cu 2, nu 3. Mergem de mânuță cu ei. Noi! De mânuță cu ei avem în continuare toate cărțile sunt la noi. Știi? Depinde doar de noi. Înțelegi? Deci noi mergem... Sunt șucării rău pe Slovacia ăștia. Cum?
Bă, da, băi, să ai Hanco la Feyenoord, da? Moi pe listă. Nu e vreo mare echipă. Lobotka la Napoli. Da, Bozenic la Boavista. Ai, și cine e Boavista? E. Ia spune și mie cine e jucători, Boavista. Mă, ai jucători în Cehia. Ai Slavia, ai Sparta. Așa, Slavia. Ober la Cagliari, Bero la Bochum. Mamă, cine e Bochum? Scuze-mă, Bochum e o echipă peste Parma Luman. Sau peste Pisa lui... Cam Parma, exact. Nu. Parma a promovat în... Bochum okay. A scăpat în baraj. Tot aia. Păi ce? Marin joacă la Pisa și joacă... La Pisa, le ține turnul ăla. Și Lobotka joacă la Napoli. A, bun, e unul, sunt 2-3. Da, da, e spațiul. Nu.